Și e nasol? Nu funcționează. E stricată. Da, ce-au zis, se poate repara, nu? La o primă evaluare au spus că e aproape daună totală. O să dureze. Ce să doară. Oricum, ai asigurare, nu e problemă. Nu, că n-am. Tu ești nebună? De ce nu mi-ai zis? Nu știu cum trebuie. Cum să nu-ți trebuiască? Eu, de exemplu, plătesc niște prime exorbitant. Asta a acoperit până peste cap. Nici nu mă miră pentru unul care mereu pus pe acțiune. Nu e cazul să fie rotăcios. Nici mie nu mi-e ușor. O să fie bine, o să vezi. Mulțumesc pentru încurajare. Pe de altă parte, acum poți tu să fii mai liberă, să experimentezi, fără griji, fără responsabilități. Na, ca băieți așa. Doamne, tu chiar nu înțelegi nimic. Da, da, înțeleg, de-aia sunt aici. Auzi? Da. Dă-mi cheia, te rog. Cheia? Ce să faci tu cu cheia? N-ai zis că nu funcționează, că e stricat? Și ce? Nu vreau să ai tu cheia mea. Păi și tu ce să faci cu ea? Până acum câteva luni erai disperată să mi-o dai și acum vrei cheia. Mai contează? Dă-mi cheia. Da, normal. Vii acum la mine și zici că... Mă scuz, spune răspunzător de greșelile tale. Și mai vrei și cheia pe deasupra. Bați câmpii. Dă-mi cheia. Bine, mă, ia cheia. Poftim. Mersi. Oricum, o țineam din mine, să știi. Dar asta nu e cheia mea. Asta e cheia ta. O cheie nouă. Tu chiar nu pierzi vremea, nu? Lasă ironiile astea și dăm cheia, cealaltă cheie. E că deja mă doare capul și n-am chef, te rog frumos. Vai, săracul de tine. Mai poți? Bun, deci, m-ai chemat, am venit, încerc să fiu drăguț cu tine. Și uite ce primesc în schimb. Dă-mi, te rog frumos, cheia înapoi. Stai liniștit că nu o să spun în pericol noua achiziție. Păi, tu ai nebunit? Ce-am făcut? Hai, du-te după ea, că la asta te pricep cel mai bine, nu? Exact ce credeam. Trenul motor nu merge, iar noul blotul coaxial e complet avariat. A încercat să deschidă cu alte chei, nu e așa?
Ar trebui schimbat complet, dar modelul ăsta nou Libro din 86 nu am pe stoc acum. De fapt, tot ce e după 80 încoace, am pe stoc de luni de zile. Și ce soluție avem? Vă pot înlocui mecanismele separat, piesă cu piesă. Nu va fi un nou librot original, adică o să vă țină câteva luni de zile. Dar pe urmă veniți înapoi, înlocuim piesele și tot așa. Nu pot să cred că mi se întâmplă asta. Nu vă îngrijorați. O să lase cu o ușoară amorțeală a emoțiilor, dar veți fi funcțională, în general. Veți părea normală. Și asta e singura soluție? Hai să facem. Cheia. O aveți? Mare, mare grijă că o dați după reparație. O să încerc. Am crezut că am avut grijă și acum. În păcate, în situații dintre astea, nu prea ce să faci. Ar mai fi ceva. Nu știu dacă e bine să vă spun. Ceva ce face mai toată lumea. Ce? Vreau și-o trei copii. Pe restul ați terminat. Am avut o săptămână mai plină. S-a lucrat mult. S-a lucrat. Pe asigurare, nu? Da. Mulțumesc. Auziți? Slabă șansă, știu, dar... Nolibro din 81 ați mai primit?